Persoanele care vor să lucreze peste graniță trebuie să fie foarte atente prin ce intermediari încearcă să-și găsească de lucru, potrivit legii 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, pot desfășura activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate doar societățile comerciale autorizate de inspectoratele teritoriale de muncă drept agenți de ocupare a forței de muncă. Medierea de forță de muncă în străinătate se poate face numai prin agenți de plasare forță de muncă înregistrați la ITM Dolj. Aceștia sunt verificații, trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a putea presta această activitate și doar ei pot media angajarea de forță de muncă în străinătate. Deci oamenii trebuie să fie foarte atenți ca aceștia să fie și să verifice ca aceștia să fie înregistrați. De asemenea, persoanele care vor să plece în străinătate prin diversi intermediari și nu au acces la internet pot afla direct de la sediul ITM Dolj dacă firma care le-a făcut propunerea de contract funcționează legal. În baza anunțurilor pe care le găsesc în presă, doljenii trebuie să fie atenți ca acele anunțuri să fie date de societăți comerciale înființate în baza legii 31 și care sunt înregistrați la ITM ca agenți de plasare forță de muncă. Această verificare se poate realiza pe site-ul ITM-urilor, nu numai a ITM Dolj, ci a oricărui ITM din țară. Dacă observați anunțuri de angajare în diverse țări și aceste anunțuri sunt postate de persoane fizice care vă promit că veți încheia contracte direct cu angajatorii din străinătate și acești intermediari nu au o firmă autorizată, atunci trebuie să vă feriți să plecați astfel la muncă. În caz contrar, riscați să fiți înșelați, iar când ajungeți la destinație, să nu vi se respecte anumite drepturi pe care vi le-a promis samsarul de forță de muncă înainte de plecarea din țară.